Salutare și bine v-am găsit pe techview.ro. În episodul de astăzi avem de-a face cu reprezentantul unei noi serii de culori reproduse de Thermaltake, un brand cu vechime între ale perifericilor și a soluțiilor de răciri. Numele său, Thermaltake Frio Silent 14. Thermaltake Frio Silent 14 este un cooler cu un design single red, subțire și destul de înalt, gândit să încapă chiar și peste socketurile de procesoare ale plăcilor de bază mai înghesuite, fără a deranja regiunea sloturilor de RAM, un inconvenient din păcate destul de des întâlnit. Inițial am pornit la drum în testarea acestui cooler, atașându-l la placa de bază BioStar Gaming Z97X, al cărui review-ul puteți găsi chiar pe acest canal de YouTube. Am să pun linkul către în descrierea acestui videoclip, însă din nefericire sistemul de prindere al coolerului a provocat un scurt atingând terminalele componentelor atașate în jurul socketului de procesor. Acum, nu aș vrea să credeți că întâmplarea a fost din vina coolerului, al cărui sistem de prindere este foarte bine conceput și a avut mai degrabă ca și cauză, să zicem, neglijența producătorului plăcii de bază de a tăia cât mai scurt terminalele componentelor, ceea ce a dus într-un final la provocarea scurt-circuitului care nu m-a lăsat să testez coolerul pe respectiva placă de bază. Nu, placa nu a avut de suferit fiind bine echipată împotriva unei astfel de întâmplări, ci doar a afișat o eroare necontinuând secvența de boot. Acum, dezamăgind fiind această întâmplare și după ce m-am chinuit cam 2 ore să descoper cauza, am fost pus în fața unei alegeri dificile. Aceea de a anula testul în așteptarea unei alte plăci de bază potrivite, însă mi-am amintit că printre plăcile de bază primite în curând de către TV.ro se afla și un model low-end, tot de la BioStar, model H81MGP2, destinat mai degrabă PC-urilor Office sau Multimedia. Cum nu aveam foarte mult de ales în acel moment și nici foarte mult de pierdut, am pus procesorul nostru de teste, un Core i5-4690K pe placă, am atașat coolerul Thermaltake Frio Silent 14, RAM-ul HyperX Fury și am conectat totul la sursa FSP Aurum CM de 650W, butând pentru prima oară placa de bază. Din acest punct este suficient să zicem că jucăria asta de placă de bază s-a comportat admirabil, chiar neașteptat pentru o placă de bază pe chipset H81 și cu un plic de îndemânare și lucru pe la voltaje și răcire adus admirabil din nou pentru clasa de plăci de bază din care face parte, procesorul de teste spre frecvența maximă de 4,4 GHz de la standardul de 3,5. Vă spun, am rămas pur și simplu uimit. Bineînțeles, am fost nevoit să suplimentez răcirea plăcii de bază cu un ventilator puternic de la ID Cooling, al cărui model este afișat acum pe ecranul vostru și care sufla peste aproape toată suprafața plăcii de bază, dar asta mi-a permis continuarea testelor, astfel încât iată rezultatele. Acum, concluziile micii noastre aventuri. 1. Ori de câte ori atașați componente noi sistemului și acestea nu funcționează din prima, cercetați cu răbdare cauzele, iar în cele din urmă veți găsi inevitabil și o soluție. 2. Spre surprinderea mea, plăcile de bază low-end pot fi platforme bune pentru a-ți face mâna, cum se spune în alea overclocking-ului, așa că folosiți-vă dacă aveți această pasiune, dar nu foarte mulți bani. Și 3. Thermaltake Frio Silent 14 are performanțe deosebit de bune, având în vedere grosimea radiatorului, iar ventilatorul inclus în pachet de către producător este foarte silențios, având în vedere performanțele, generând în aceeași timp o presiune foarte mare pentru un ventilator de dimensiunea lui. Fără îndoială, designul acestor ventilatoare și curentul de aer puternic generat de ele sunt punctul forte al acestei noi linii de coolere Thermaltake. Astfel încât, dacă aveți o placă de bază înghesuită cu sloturile de RAM foarte apropiate de socketul procesorului sau RAM cu radiatoare înalte ce interferează cu radiatorul core-ului, una dintre cele mai bune soluții pe care le-am văzut în ultima perioadă este chiar achiziționarea și montarea unui cooler Thermaltake Frio Silent 14. Pare că, în sfârșit, cu noua linie de coolere Frio, Thermaltake este pregătit să-și reia locul printre producătorii de top de soluții de răcire. Dacă acest lucru este adevărat, vom vedea și într-unul dintre episoadele următoare, atunci când vom testa performanțele fratelui mai mare a coolerului de astăzi, adică Thermaltake Frio Extreme Silent 14, care își așteaptă rândul să fie testat aici pe techview.ro. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să dați un share și un subscribe dacă doriți să susțineți proiectul nostru, iar noi ne revedem în curând. Până data viitoare, toate cele bune!